Emanuel Spătaru a depus jurământul pentru cel de-al treilea mandat de primar al comunei Răzvad, fiind primul edil din istoria post-decembristă a localității care atinge o astfel de performanță. Ceremonia de depunere a jurământului a fost precedată de constituirea noului Consiliu Local al comunei Răzvad. Am să dau citire ordinului prefectului numărul 565 din 23 octombrie 2024 privind convocarea consiliilor locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Răzvad. Admite cererea formulată de pretendul secretar general al UAT Comuna Răzvad, județul Dâmbovița, validează alegerea în funcția de primar al Comunei Răzvad, județul Dâmbovița, a numitului Spătaru Emanuel, candidat ales din partea Partidului Social Democrat în urma alegerilor locale din data de 9 iunie 2024. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Răzvad. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă spun bună ziua tuturor. Este un moment deosebit pentru comuna noastră. Este un moment deosebit pentru noi. Este un moment deosebit pentru mine. Depun jurământul pentru cel de-al treilea mandat al comunei Răzvad. Nu am avut în comuna Răzvad după 89 încoace un primar care să câștige trei mandate aici în comuna Răzvad. De aceea vreau în primul și în primul rând să le mulțumesc răzvedenilor pentru toată încrederea pe care mi-au acordat-o nu odată, ci de trei ori. Vreau să le mulțumesc și să-i asigur că în continuare, în cel de-al treilea mandat, vom continua cu aceeași râvnă, cu aceeași putere de muncă și cu aceeași dorință de a face lucruri bune pentru Răzvad și răzvedeni. Vreau, dragilor, să mulțumesc vouă tuturor celor care sunteți prezenți astăzi aici și, în mod special, vreau să mulțumesc invitaților care astăzi sunt alături de noi. Dragilor, și un pic de răzvedean. Și un pic de răzvedean. N-am cum să termin cu mulțumirile pentru că la un asemenea rezultat am avut și am foarte mult ajutor. Avem ajutor din partea lui Dumnezeu și de aceea vreau să mulțumesc și preoților care astăzi sunt prezenți aici alături de noi. Le spunem bun venit. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice, profesorii care sunt într-un număr atât de mare, nu știu la câte investiri mai vin atât de mulți profesori. Ei n-au fost doar la investirea unui primar. Au venit ori de câte ori a fost nevoie și de aceea lor de asemenea le mulțumesc. Să știți că nu întâmplător am ales să facem această festivitate de investire, de depunerea jurământului aici la școala Răzvad. Am venit aici pentru că pentru noi educația a reprezentat cel mai important pilon. A reprezentat și va reprezenta în continuare cea mai importantă muncă pe care o avem de depus pentru toți răzvedenii și în special pentru copilași. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor prietenilor și nu în ultimul rând, ci în cel mai special mod, vreau să mulțumesc familiei. Mă iertați, dar am emoții. De 12 ani am intrat în primărie, prima dată ca și viceprimar, iar de 8 ani sunt primar. De 8 ani le spun că sunt ocupat și de 8 ani le spun că trebuie să mă aștepte. În continuare mă vor aștepta, iertați-mă, n-am crezut că o să am atâtea emoții. Dar îi văd aici și totodată mai am și reprezentanții familiei veniți mai de departe, de la Bușteni. Nu au reușit să fie în formulă completă, dar au rămas alături de mine și vor rămâne. Dragilor, eu sunt foarte emotiv, dar sunt și un tip vesel. De aceea mergem mai departe și mulțumesc și Ionelei pentru că nu mai este viceprimar, Ionela Șerban, este director adjunct al DGASPC-ului, dar a continuat să rămână alături de noi. Nu pot termina cu mulțumirile niciodată, dar vreau să merg mai departe și să vă spun că acum, în următorii 4 ani, avem o muncă foarte importantă, dragi colegi consilieri.
Avem împreună sprijinul președintelui Consiliului Județean, domnul Corneliu Ștefan, căruia de asemenea îi mulțumesc, chiar dacă nu a putut fi prezent, este la guvern în momentul de față și negociază pentru județul Dâmbovița și pentru Comuna Răzvat. Sunt convins de treaba asta, de aceea îi mulțumesc și dumnealui în mod special. Avem de lucru foarte mult, avem proiecte foarte ambițioase, avem lucruri de care răzvedenii în continuare au nevoie. Până acum am reușit să facem lucruri grele, care au ținut de canalizare, de apă, de deranj, școli, grădinițe. Dragilor, de acum trebuie să facem comuna frumoasă. Vreau ca aici, în Consiliul Local, să vă rog să țineți cont de oamenii care v-au trimis aici, nu de partidele care v-au trimis aici, pentru că în Consiliul Local nu vom face decât o singură politică. Politica Comunei Răzvat. Sunt convins... Sunt convins că așa cum am făcut-o până acum, o vom face și de acum înainte. Aici am dovedit că suntem o echipă împreună cu aparatul de specialitate al primarului. Da? Împreună cu colegii din primărie. I-am lăsat la urmă, dar să știți că și lor le mulțumesc pentru că îmi sunt alături și îmi dau curaj în toate proiectele pe care le avem de făcut. E o muncă de echipă. Primarul se numește primar, dar munca e de echipă. Da? Niciodată nu am reușit să fac tot ceea ce vedeți în comuna asta de unul singur. Am făcut-o împreună cu voi toți. De aceea vă spun că mai departe trebuie să mergem mai repede, mai bine, cu rezultate mai bune. În încheiere, vă mulțumesc tuturor. Apreciez foarte mult faptul că sunteți alături de mine astăzi și sunt convins că împreună vom reuși să construim viitorul frumos aici la Răzvat. Mulțumesc mult!